Salut! Bine ați venit în pădurea Făget. Suntem aici o echipă de 4 oameni. Facem un concept, 2 fotografi, o locație, un model, 2 perspective diferite. Cam asta e schema. Hai, să-i dăm. Făcut în 25 de minute, suntem bine. Acum trecem să vedem ceva tiberic. Cât aproximativ ce ai făcut? 25 de minute. Yeah. 24. Deci am ieșit în pădure să fotografiem. Am avut o discuție la un moment dat, pentru că amândoi avem stiluri destul de clar definite și cred că unul din noi a zis că se blenduiesc cumva sau preiau elemente și am zis hai să vedem cum... Să facem exact același loc și exact același model ca să vedem exact elementele pe care le preluăm unul de la altul și să îndeplinim scopul. Ce ai găsit în fotografiile tale? Cred că în continuare e păstrat în toate fotografiile misticismul ăsta și cumva spațiul ăsta de vis pe care îl aduc în toate seriile, dar e adus mai pe pământ și astea sunt elementele preluate. E un pic mai clar și portretele sunt mai bune. Era un personaj cu o grămadă de fețe, ceea ce e super tare, mai ales pentru ce face ea, e chiar bombă, super, super top. Și atunci m-am gândit că aș vrea să o pun într-un mediu simplu. De-aia am avut în cap să luăm la noi fundalurile, să pot să o izolez complet de pădure și să o las într-un mediu în care ea să fie numai ea așa cum e ea și să fie niște portrete normale. Și deși în timp ce făceam portretele, aveam intenția asta în cap să fie normal. Am simțit că se pierde ceva de acolo dacă nu explorez puțin și am dus-o în direcția asta mai experimentală, în care am lăsat-o să se miște mai mult, să se dezlănțuie efectiv. Știi? Și da, dacă mă gândesc acum, asta e ce-a venit de la tine în fotografia asta, în seria asta. Da, mă gândeam la Georgiana, că a fost prima dată când am făcut eu cu ea. Da, e cea mai tare Georgiana, e minunat, efectiv. Știi când ți-am zis prima dată de ea că nici n-apuc să scot camera, că a făcut 15 fețe și 4 poziții și nu, e minunată. Da, tare, da. Și se potrivește oricum și mediul ăsta de natură sălbatică și nu neapărat un mediu controlat. Da. Are față de nălucă, poți să duci ușor în filmul ăsta? Da, da, exact. Se apropie foarte ușor de spiritism, așa, de mai mult o prezență decât o făptură în sine. Da. Hai, comentăm? Da, hai să vedem, ce fotografie ai ales. Ți-ai făcut o selecție de 8 fotografii, văd? Da, am luat câte una din fiecare spațiu pe care l-am ales, câte una sau două. Bun, asta e fix un close-up. Se gerează ceva, dar e un sentiment așa de... cu soarele la care bate pe ea și crengile care o... Parcă e speranță combinat cu trezire, așa ceva. E lumina din ochi care se transmite. E fix lumina, da, e lumina cumva. Da. Asta părerea mea că e cea mai bună din toate. Da, pe și mie îmi place cel mai mult. Și îmi place cum arată marginea voalului, care e foarte neagră și îl lasă fix ochiul în afară și crengile care nu-ți dai seama exact că e o coroană acolo, dar sunt crengi în jurul capului ei. Da, și trunchiul de copac din colțul din dreapta mi se pare la fel foarte bun. Da, o leagă și mai mult de spațiu de unde provin, practic. Da, nu, asta e bun. Da.
Asta e mai simplă, dar îmi place foarte mult cum se văd copacii care fac încadrarea și dacă vezi cel din față e mai închis la culoare, da, decât așa, cel din spate și e foarte albă, mi se pare foarte frumoasă. Da, da, e foarte bine aranjată. Ok. Și e simplă, într-adevăr. Asta e trasă prin voal și textura face poza. Practic unde ea nu se vede neapărat textura. Textura se vede doar pe copaci, da, pe negru. Da, da, da. Tăia cumva o izolează și mai mult pe ea de ce se întâmplă acolo. Dar asta de sus. Asta îmi place super mult. Îmi place lipsa contrastului și faptul că i-am pus florile pe ochi. Da, e tare, e poză bună. Și asta îmi place super mult. Florile alea de pe față s-au potrivit perfect. Da, uite, e cam aceeași emoții din prima fotografie. Da, corect. Și parcă ceva bun îi apare în viață cumva, parcă e ca și cum vede soarele pentru prima dată după, nu, da, cumva, după foarte mult timp. Da, 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 da. Da, de-aia cumva parcă e așa o... Vezi cum o regăsi ceva. Tulpina de la floare e o lacrimă? Știi ce zic? Acum da, văd. Acum vezi, e tare. Da, e tare. Hai. A, uite, asta și mai asta. Contrastul foarte mare între fundalul negru și ea avea deja cenușă pe mâini de la de la focul ăla. Da. Și asta e tare. Bun. Asta e ce vorbeam, încadrarea mi se pare bună. Da, e foarte tare că izolează spațiul pe jumătate, ca să e mult mai în fața ta acum, Georgiana. Dacă n-avea asta era aglomerația de copaci care, da. Și dacă stătea pe fundal era prea simplu. Da, 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 da. Nu, e foarte bună, îmi place. Bun, am ajuns la astea mele. Asta îmi place din fundal, îmi place foarte mult cum s-a format, așa se vede textura, că e fix numai vânt și fix textura, nu știu, absorbe toată lumina aia și dă înapoi numai așa puțin. Plus că îmi place că o izolează pe ea de copaci și atunci partea de sus a capului, capul și de la gât în jos vine pe alb. Da, îmi place cum se oprește lumina înainte de fața ei și se vede că se așează foarte ușor, foarte soft așa. Aveți textura aia din spate de valuri pe material. Da, 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 da. Foarte da, frumoasă. Da, da. Așa aici e despre... Bună, da. Asta îmi place și mie că la fel am încercat să o pun să nu aibă o poziție prea agitată, prea întortocheată, ci mai mult să se blenduiască cu fundalul, care e o aglomerație de copaci care sunt linii cât de cât drepte. Ăsta e un portret, îmi place foarte mult lumina de pe fața ei. Sincer, asta da, cât ai prin soare. Da, aici au fost ultimele roaze mai puternice de soare. Ori fundalul, nu știu, de la aglomerația de copaci s-a făcut ca ceva omogen și a izolat corpul care e tot în focus, l-a izolat foarte, foarte evident. Îmi place linia copacului care coboară pe direcția mâinii, mâna urcă direct în sus, te duce umărul la ochi. Un portret bun. Da, e bun. Și asta îmi place, deși e trasă prin aceeași lentilă prin care am mai tras, îmi place că rămâne un ochi foarte clar, iar celălalt îl descoperi pe parcurs, așa parcă are oarecare reținere. E un poză foarte bună. Da. Ca emoție, ce îți transmite? O reticență. Asta a intrat în selecție pentru că... Pentru soare. Da, soare și... cumva continuarea primei părți în care avea paltonul pe ea, acum nu mai avea paltonul, de-aia am preferat să pun trenciul, să-l pun pe jos, ar fi putut să stea la fel de bine și întinsă pe jos, dar am vrut să aibă continuitate cu prima parte în care a purtat trenciul. Aici la fel se pierde, am vrut să arăt mediul în care am tras și aglomerația de copaci acum prinde altă formă. Foarte bună, în parte de sus, parte de mijloc. Da, și am avut noroc de umbrele alea din mijloc, că de-aia am pus-o mai jos, că umbrele alea taie fix de la jumătatea imaginii. Da, și dacă vezi și umbra de jos, ca linii, pornește tot către ochii ei.
Na, și aici ce ziceam că... Alb-negru. Da, ce am vrut de la început, se fac portrete cu ea simple, în care să fie fix așa cum e, neretușate, nimic. Și ăsta, dintre tot ce am făcut din astea simple, ăsta îmi place cel mai mult. La fel, combinația super bună din lumina părului ei cu negru ăsta acaparant, deși e despărțită puțin de fundal de lumina asta din spate. Asta e cea mai bună poza ta? Da, asta într-adevăr, din toate, tot ce am făcut cu Georgiana, e cea mai bună și nu mă așteptam, nici nu aveam intenția să fac chestii mai abstracte cu ea, dar din cum am simțit-o și cum am văzut că se mișcă și în ce stare îi, am simțit că cere. Și uite, drept dovadă, e... Arată oare ca și cum aș fi făcut-o eu sau nu? Da, se poate, numai ca tehnică nu știu dacă poți tu să faci asta. Arată arată bine, nu? E tare. Așa, și asta aici practic am făcut un triptic din astea trei. Uh-huh. Sunt două portrete mai simple, dar nu sunt, și ăsta e puțin mișcat, dar ăsta e cel mai clar. Cam cel mai clar. Aici e total pierdut în ea și ăsta e revenirea cumva. Aici e treaz, aici se duce și aici e când înapoi revii, dar... Asta mi se pare mai bună ca aia. Ca prima, nu? Da, și mie mi se pare. Și mai bună ca a doua. Mai bună ca asta? Da. Într-adevăr, îmi place că părul nu mai e păr, deja devine o pânză, devine ceva, da, ceva magic cumva. Și faptul că fața nu e clară, dar nu e nici prea... E foarte frumoasă. Da, dar foarte e o tehnică frumoasă pe care n-am mai făcut-o, de asta a ieșit așa fain și diferit de altele, că până acum ori mișcam eu aparatul, ori se mișca modelul mult, acum i-am cerut doar să facă foarte puțin din cap și atunci numai dând așa... Căutam să rămână părul mai nemișcat, știi? Și atunci părul nu mai are așa multe chestii, doar e multă lumină care trece prin el. Da, deci asta a fost. Așteptăm feedback și comentarii și care e poza preferată și cine a făcut poze mai bune. Și asta e? Da, cam tare. Și da, cam asta. Gata, l-am terminat. Salut! Conceptul pe care îl prezentăm azi e destul de simplu. Suntem doi fotografi, avem viziuni diferite, avem estetici diferite, dar cumva ceva la rădăcină se leagă și asta se regăsește în stilul fiecăruia. Am luat un model, am luat o locație, am luat un videograf. Nu a avut sens ce ai zis. Cum? Nu a fost super de clar. A fost haotic? Nu, a fost, ai înțeles ce am zis? Nu știu, frate, eu sunt foarte atent și eu nu aud ce ziceți. Okay. Ok, ia, încearcă mai zi o dată. Pune pe ea. Nu, zi-o, dar nu faci clar că... Deci, suntem doi fotografi, avem estetici diferite...